Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru această sărbătoare glorioasă, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, este în dimineața aceasta în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 1 la 8. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, primele 8 versete. Să ascultăm acest cuvânt biblic. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua dintâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Amin. Este foarte profund cuvântul Domnului în toate aspectele în care ne-a fost trimis și scris și păstrat până în zilele noastre, și nu putea să fie altfel pentru că acest cuvânt scris, Biblia, îl reprezintă pe Domnul în formă scrisă și caracterul Lui pe pământ. Și caracterul Lui este sfânt și este drept. În tot ce scrie, nimeni să nu-și facă probleme cu privire la Sfânta Scriptură. Dar oamenii uită foarte des ce scrie în carte. Pentru mine este uimitor că am întâlnit frați și surori și care au crescut aici în biserică. Și în acești 36 de ani de când slujesc în biserica aceasta, cum zice Apostolul Pavel, prin harul Domnului, alături de ceilalți slujitori, nu ne-am ferit să vă prezentăm tot planul lui Dumnezeu. Dar am întâlnit oameni care au zis: asta n-am știut-o, la noi în biserică nu s-a predicat. Și nu este adevărat. N-au plătit atenție. Uitați-vă în narativul învierii, în redarea învierii. Toți apostolii, fără excepție, deși 3 ani și jumătate l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos spunând: ne vom sui la Ierusalim, Fiul omului va fi dat în mâna marilor preoți care îl vor da în mâna celor afară de legii și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Le-a spus lucrul acesta. Niciunul n-au ținut minte. Niciunul n-au ținut minte. Ioan mărturisește că nu și-au adus aminte că Iisus spusese că va învia din morți. Matei spune același lucru. Dar este interesant, și aici este puterea și farmecul Evangheliei. Și aici este argumentul pentru înviere din morți. Pentru că știți care este obiceiul nostru al oamenilor. Dacă vrem să demonstrăm ceva, cum vă spuneam și în alte ocazii, ne folosim de argumentul cel mai puternic la urmă. Nu pe el îl păstrăm.
dar ei au uitat. Și faptul că au uitat Scriptura, cuvântul Domnului Iisus Hristos, ăsta este argumentul că El a înviat din morți. De ce? Știți pentru ce? Matei spune că după ce l-au răstignit, cine și-a adus aminte de cuvintele lui Iisus? Cine? N-aveți curajul. Marii preoți. Marii preoți. Vrăjmașii lui. Cei ce l-au răstignit. S-au dus la guvernatorul Pilat și a spus: Săr, impostorul ăsta, că pentru noi este impostor, Iisus, spunea înainte ca să-l răstignim, că dacă îl răstignim, a treia zi va învia din morți. I-a cuprins teama. Și după cum spune cuvântul Domnului în Psalm și în Iov, de ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce s-au temut? Aceea li s-a și întâmplat. Iisus Hristos, chiar dacă a fost păzit de cei care l-au răstignit și care și-au adus aminte de Evanghelie, Iisus Hristos a înviat. A înviat. Deci e o surpriză acest aspect pe care puneți-l la inimă, pentru că de multe ori mergem și noi n-am auzit de lucrurile acestea. Pentru că de multe ori mintea noastră merge în altă parte în timp ce stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Apoi tot introductiv, un alt lucru care este foarte important și nădăjduiesc că și alții dintre dumneavoastră l-ați observat. Când vestea morții a intrat în moștenirea omenirii, a intrat vestea morții într-o grădină numită Grădina Edenului. Și vestea aceasta a fost spusă întâi unei femei, lui Eva. Vă aduceți aminte, nu? Da, era și Adam acolo, dar cu Eva stai de vorbă. Pentru că ea a fost cea care a păcătuit, luând din fructul oprit, lăsându-se înșelată de diavolul. Acum, istoria se repetă la o altă dimensiune, ca să nu creadă bărbații că sunt mai diferiți. Este o altă grădină, este grădina mormântului. Și știrea vieții este împărtășită tot cu o femeie. Cine este acolo? Maria Magdalena. Vedeți, este interesant cum lucrează Iisus. El nu umilește pe nimeni, El înalță pe toți, ridică pe toți, dă demnitate tuturor. Sigur că sunt pasaje biblice pe care uneori le înțelegem greu. Și femeia este evidențiată în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, Sfântul Apostol Pavel spune la o întrebare care i-a fost adresată: care este poziția ta, Pavele, care este poziția bisericii, care este poziția lui Hristos despre femei? Predică în biserică sau nu predică? Și Apostolul Pavel spune: femeii nu-i dau voie să vorbească în biserică. Și aduce un argument care o umilește foarte puternic pe femeie. Și spune că ea a păcătuit întâi. Ea a păcătuit întâi, Eva. Când bărbați aud așa ceva, merg acasă și fac ordine. Dar, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vine să-i potolească. Și zice: stați puțin, că femeia va fi mântuită cum? Prin naștere de fii, totuși. Acum ascultați-mă cu atenție, că de multe ori spun câte un adevăr și pentru că nu-l spun explicându-l imediat, oamenii înțeleg altceva și soția îmi tot atrage atenția. Ai grijă, că oamenii nu pricep întotdeauna ceea ce vrei să spui. Vreau să vă spun următorul lucru. Femeia nu va fi mântuită niciodată prin naștere de fii. Niciodată. Nici n-a fost vreodată vreo femeie mântuită prin naștere de fii. Never ever. Și vă mai spun încă ceva.
Nimeni nu va fi mântuit nici prin legea lui Moise vreodată. Nimeni. Cât e legea lui Moise de lege? Este o singură cale prin care oamenii sunt mântuiți. Este un singur nume dat sub ceruri prin care oamenii sunt mântuiți. Care-i numele? Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Atunci, ca să nu rămânem în suspensie, ce spune Apostolul Pavel când zice femeia, totuși femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Apostolul Pavel spune următorul lucru. Doamnelor și domnilor, dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, pentru că ea a fost prima care a mâncat din fructul oprit și a intrat prin femeie, Apostolul Pavel spune să nu credeți că femeia trebuie călcată în picioare. Căci femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Lucrul despre care vă spun este în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Adică, ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune următorul lucru, acum să explicăm. Dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, mântuirea a intrat în lume nu prin bărbat, tot prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii, proces în care s-a născut sămânța femeii, Iisus Hristos. Ați perceput ce am spus? Să nu mergi acasă și să scrieți pe internet că am predicat altceva. Nu. Puteți să scrieți că s-a predicat bine. Deci, femeia va fi mântuită prin naștere de fii, dar nu în procesul nașterii, că și femeile păgâne nasc, și femeile desfrânate nasc, și prin viol se naște, și prin incest se naște, și prin fecundare în neprobetă se naște, și acum și prin clonare se naște. Și atunci îi trimitem pe toți în rai. Și pot să trăiască cum vor. Never ever. Never ever. Femeia ca bărbatul va fi mântuită prin naștere de fii, pentru că mântuirea în lume a venit prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii. Proces prin care a intrat în lumea noastră Iisus Hristos, sămânța femeii. Și în numele Lui, al lui Iisus Hristos, este mântuire pentru toți, bărbați și femei, tineri și tinere, mărit să fie Domnul. Deci, au uitat cuvintele, tocmai cei care trebuiau să le țină minte. Dar nu le-au uitat vrăjmașii. Nu le-au uitat vrăjmașii. În textul nostru, ni se spune că în dimineața în care a înviat Iisus Hristos din morți, niște femei au venit la mormânt. Aveau grija, teama că nu se vor descurca. Erau soldați romani, știau că au pus Pilat acolo soldați la cererea marilor preoți. Știau lucrul acesta. Dar s-au gândit probabil în mintea lor, două, trei femei câte au fost, s-au gândit poate că or fi mai înțelegători. E vorba de un mort acum, ce să facă mortul? Și o să ne lase să punem mirodenii peste trupul lui după obiceiul nostru evreiesc. Problema este, vor vrea ei să ne mute piatra. Că piatra e mare la gura mormântului. Și întrebându-se așa, au ajuns la mormânt. Și când au ajuns la mormânt, piatra este dată la o parte, mormântul este deschis. Și au intrat în mormânt. Dar n-au stat mult acolo, pentru că, frați și surori, țineți minte ce vă spun acum și aceasta va da titlul mesajului meu. Țineți minte acest lucru. Adevărul despre Domnul și despre mântuirea ta și a mea, adevărul despre biruință nu este în mormânt. Adevărul este în afara mormântului. Câte vreme stai în mormânt, miroși, te strici. Ca să cunoști adevărul, trebuie să ieși din mormânt. Trebuie să ieși din moarte. Trebuie să ieși din păcat și trebuie să umbli cu Dumnezeu ca un om viu,
ca un om transformat, ca un om afectat de puterea învierii Domnului Iisus Hristos. De aceea mesajul meu în această dimineață se va intitula Ele au ieșit din mormânt. Așa spune versetul 8. Ele au ieșit din mormânt. Și pentru că au ieșit din mormânt, au avut parte de 5 experiențe speciale pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră și care vorbesc despre marea înviere a Mântuitorului nostru. Primul lucru, au avut parte de o minune, să vadă o minune. Foarte mulți spun, aș vrea să văd și o minune. M-au întrebat mulți în călătoriile mele, ați văzut vreo minune vreodată, frate Gog? Da. Noi n-am văzut. Păi uitați acum în fața voastră, eu sunt o minune. A avut Domnul milă de mine până acum. Asta e mare minune. Și mă uit la dumneavoastră, uite câte minuni aici, că a avut Domnul răbdare cu fiecare. Minune. Minunea nu o vezi în mormânt. Minunea o vezi când ești afară din mormânt. Și marea minune pe care au văzut-o a fost că mormântul e gol. Marea minune pe care au văzut-o a fost că nu era nevoie de efort omenesc să deschizi, să dai la o parte piatra. A trimis Domnul un înger și îngerul acesta a avut simțul umorului. A cutremurat puțin pământul, a dat piatra la o parte și pe urmă s-a așezat pe ea. Și stătea și se gândea. I-a ironizat pe ostași. Pentru că indiferent cât de brute, că erau brute, soldații romani erau niște brute obișnuiți să omoare, obișnuiți să cucerească, obișnuiți să violeze, obișnuiți să fure, obișnuiți să-și însușească de unde cucereau tot ce întâlneau în cale. Dacă au luat și hainele Domnului Iisus Hristos, imaginați-vă, și să joace zaruri pe ele, cine îi ține sandalie, cine îi ține haina, cine... Erau niște brute. Dar, aici la mormânt, aici în prezența Domnului Iisus Hristos, femeile acestea au putut să vadă că dacă un înger al Domnului, unul singur, a putut să facă ce a făcut, a pus pe toți în leșin, a cutremurat pământul și a cutremurat Ierusalimul, un înger al lui Dumnezeu este suficient să poată să poarte războaiele Domnului oriunde și în orice împrejurare. Crezi tu lucrul acesta? Cu ani în urmă, cu 750 de ani în urmă, un înger al Domnului într-o noapte n-a omorât decât numai 185.000. Atât. Într-o singură noapte. Și n-a mai trebuit Ezechia să se bată cu asirienii. A avut Domnul grijă să-i pună la punct pe toți asirienii și să-i întoarcă acasă cu frică în spate. Deci ce au mai rămas? Ce au mai rămas? Îngerul acesta s-a arătat și ca un tinerel și Matei și Ioan spune că erau doi pentru că erau nevoie de doi martori. Orice lucru al Dumnezeu se face pe baza a doi martori. I-au văzut doi, unul la capul Domnului Iisus, unde trebuia să fie capul, să se odihnească, și unul la picioarele lui. Și de asemenea, dintre oameni, doi au intrat în mormânt ca să certifice învierea lui, Ioan și Petru. Că așa lucrează Dumnezeu, pe baza a doi martori. Însă vreau să vă spun un lucru. De ce spune unul că a văzut un înger, aici cum spune Marcu, a văzut un tinerel, s-au arătat sub formă de oameni, că așa se arată îngerii. Și by the way, să nu credeți că îngerii au aripi și zboară. Îngerii n-au aripi. Nicăieri în Biblie nu scrie că îngerii au aripi. Nu. Ați auzit bine, nu scrie în Biblie că îngerii au aripi. Heruvimii și serafimii este cu totul altceva, dar e o clasă specială. Însă îngerii ceilalți n-au aripi. Se arată sub formă omenească. Eu vreau să vă spun un lucru. N-a fost un înger sau doi.
La așa mare eveniment, acolo cred că era o oștire de îngeri. O oștire întreagă. Când s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, a venit un înger și a spus: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Și dintr-o dată, spune, împreună cu îngerii s-a alăturat câți? O oaste întreagă, o oștire cerească de îngeri. Știți care este problema? Problema este cât îngăduie Dumnezeu să vezi. Asta este problema. La unii dintre ei le-a îngăduit să vadă unul, la alții le-a îngăduit să vadă doi, dar acolo era plin de îngeri. La un eveniment așa de mare era imposibil îngerii să stea în cer și să se uite din cer. Oare ce s-a întâmplat? S-au dus să-L însoțească pe Domnul în gloria cu care se ridică din morți. Așa cum a zis odată Elisei către Domnul într-o rugăciune: Doamne, deschide și la ăsta ochii să vadă! Și când i-a deschis ochii, ce a văzut? Sute de mii de îngeri cu armură duhovnicească, strălucind cu gloria Domnului, împrejurau cetatea unde se găseau ei și spunea: sunt mai mulți cei ce sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei. Sigur că sunt mai mulți, că Dumnezeu e de partea noastră. Dar trebuie să ieși din mormânt. Trebuie să ieși din mormânt. Dacă stai în mormânt, nu vezi minune. Primul lucru, au văzut minunea pentru că au ieșit din mormânt. Al doilea lucru, după ce au ieșit din mormânt și acolo au comunicat, dar trebuie să ieși din mormânt ca să înțelegi lucrurile, este, pe lângă minune, ei au beneficiat de mesaj. Versetul 7. El le-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui ce ați văzut. Mesajul este acesta. Da, Hristos a murit. El va spune personal în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 18. Eu sunt Alfa și Omega, cel viu. Da, am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor și țin cheile locuinței morților. Mi-aduc aminte că eram copil și sfârșitul anilor 1950, începutul anilor 1960, chiar dacă eram copil, erau niște campanii foarte intense de îndoctrinare, că așa asta era, de îndoctrinare a populației României, era ordonată de Rusia comunistă, de Uniunea Sovietică, să învețe pe oameni că nu mai există Dumnezeu și să nu mai meargă la biserică. Se făceau aproape în fiecare duminică la căminul cultural, la noi, la școală, că nu era cămin cultural, la școală, și fiind școala lângă noi, eu eram curios, mă duceam și eu să aud ce vorbesc ăștia acolo, ce vrea să-i învețe. Și atunci am văzut film cu Gagarin, că a zburat în cosmos și a fost primul om care a zburat în cosmos. S-a învârtit odată, a făcut ocolul Pământului, când a zburat în cosmos, s-a întors din cosmos și a făcut o declarație. Am înconjurat Pământul de o parte și de alta. Nu l-am văzut pe Dumnezeu nicăieri. Și ăsta era argumentul lor, că nu există Dumnezeu. Dar câțiva ani mai târziu s-a urcat Gagarin într-un avion și a picat cu avionul. Cu cine s-o fi întâlnit, nu știu. Însă orice îngânfare, orice mândrie, orice umilire a lui Dumnezeu, dacă nu te pocăiești, se pedepsește. Se pedepsește. Mesajul este: du-te. Du-te și spune-ți ce ați văzut. Mormântul e gol și a înviat din morți. Fratele Richard Wurmbrand spunea acest lucru, pentru că dânsul colecta foarte multe informații din țările comuniste și din țările musulmane pentru revista dânsului Christian Martyrs, și spunea că tot așa la o ședință din aceasta de îndoctrinare, un mare propagandist de partid a ținut o cuvântare și a adus niște argumente de i-a terminat pe bieții oameni, mai ales la țară. Și a întrebat: mai aveți vreun argument
Sau vă lăsați de Dumnezeu și vă aliniați cu ceea ce vă învață partidul? Era săptămâna patimilor, spunea fratele Vumbră în declarația aceasta, din informația pe care a primit-o. Un bătrânil a ridicat mâna și a zis, eu vreau să spun ceva. Spune tataie. Și dar vreau să vin acolo în față, să mă vadă toți. Haide în față. S-a dus bătrânul în față și a zis, oameni buni, asta e săptămâna patimilor, Hristos a înviat. Toată sala s-a ridicat în picioare și a zis, adevărat că a înviat. Ăsta e argumentul. Mesajul este că avem un mântuitor viu. Nu-l poate opri nimeni, nu-l poate opri comuniști, nu-l pot opri islamiști, nu-l pot opri socialiști, nu-l pot opri cei de stânga liberali și nu-l pot opri transgender și oricine. Iisus Hristos este viu, nu poate fi impeached, nu poate fi nimic făcut cu El. El trăiește în veci, să stăpânească în veci și să mântuiască pentru totdeauna. Glorie Lui! Minunea! Mesajul! Treilea lucru pe care l-au experimentat femeile este, pe lângă minune și mesaj, este mila. Mila. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru. Dacă era cineva amărât printre apostoli, toți erau. Dar cel care era cel mai amărât a fost Petru. Pentru că el s-a bătut în piept și a spus... Și de toți ăștia te părăsesc. Eu sunt în stare să dau viața pentru tine. Și în fața unei femei s-a blestemat și a zis, ce tu vorbești, femeia, eu nu-l cunosc. A cântat cocoșul, după cum i-a spus Domnul. Și tocmai atunci l-au scos pe Domnul să-l ducă în altă parte, în judecată, și Domnul l-a privit în ochi. Și Petru a plâns cu amar. Nu este așa că și noi trebuie să plângem cu amar de multe lucruri? Știți, am stat prea mult în mormânt. Am petrecut prea mult în mormânt și am luat miros de mormânt pe noi. Obiceiuri de mormânt, păcat și fără de lege. Dar cel înviat din morți a înviat nu ca judecător în primul și în primul rând, a înviat ca mântuitor. Și de aceea când se uită peste biserică, vreau să vă spun că primul la care se uită este la mine. Spuneți-i și lui Lazar că sunt viu. Dacă vrei, pune-te pe tine acolo. Spuneți-i și lui Viorel că sunt viu. Spuneți-i și lui Leia că sunt viu. Spuneți-i și lui Liviu că sunt viu. Pentru că mesajul învierii este un mesaj al milei. Este un mesaj al milei. Dacă n-ar fi avut Domnul milă de noi, care puteam să venim la biserică în dimineața aceasta? Care? Niciunul. Însă Domnul este un Dumnezeu milos. Cel înviat din morți este un Dumnezeu milos. Și de aceea aș vrea să ne uităm la îndurările Lui, la bunătatea Lui, la mila Lui. Pentru că dacă n-ar fi fost mila Lui cu noi, n-am fi putut să rămânem în picioare și atunci când trăiam și mergeam prin încercări. Mi-aduc aminte că povestea tata, dar ceea ce vă spun este de la fratele Bochean, Pavel Bochean, care a fost președinte al cultului pentecostal în România mulți ani de zile. Și dânsul a suferit pentru Evanghelie și a fost arestat de multe ori și ținut zile întregi la închisorile din... timpul acela și comuniste și precomuniste, pentru că primii care au persecutat Biserica Evanghelică, să știți că au fost Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă, din nefericire. Când o biserică devine religioasă, nu credincioasă, atunci persecută. Atunci persecută. Asta este semnul după care îi cunoașteți. Când o biserică persecută, aceea nu mai este biserică, este o biserică lepădată. Pentru că Biserica lui Hristos nu persecută, Biserica lui Dumnezeu trebuie să ridice și trebuie să fie îmbrăcată cu milă, cum este capul ei, Iisus Hristos. Dar, spunea fratele Bocheanu, nu era simplu să ne tot aresteze, să ne închidă, ne dădeau amenzi, eram săraci, nu aveam de unde să le plătim și dacă nu le plăteam, ne băteau, ne rupeau oasele. Și
ne înfometau, ne puneau la lucruri dintre cele mai umilitoare, ne țineau afară în frig, era greu. Și zice, mi-aduc aminte, nu-i poveste, pentru că era cu noi și un frate ungur, Loții. Și zice, l-au bătut foarte rău. Și după ce l-au bătut, i-au zis, Loții, dacă îți faci cruce, că s-a vorbit de cruce aici, tu te duci acasă. Și zice, ne-a făcut pe toți să râdem cum a răspuns Loții, dar asta este, zice. Și a zis, Domnule, eu nu face cruce. Cruce face dumneata, eu nu mă duce crucea. Cam așa este. Crucea trebuiește dusă. Și fiecare are partea lui de cruce de dus. Dar când ai crucea în spate, ai și mila Domnului cu tine. Spune-ți și lui Petru. Spune-ți și pune-ți numele tău acolo. Doamne, e plin de cancer. Spune-ți că mila mea e cu el. Doamne, a pierdut totul. Spune-ți că mila mea e cu el, cu ea. Încă mă iau pe mine. Și cine mă are pe mine, are totul. Are totul. Asta este mila lui Dumnezeu. În al patrulea rând, este minune, este mesaj, este milă. Sunt mesagerii, versetul 8. Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă. S-au dus. În textul nostru spune că n-au zis nimic imediat, dar în ziua aceea au umblat din loc în loc și au spus tuturor, am fost la mormânt. Ni s-a arătat Domnul, mormântul este gol, el este viu. Din nou, primii mesageri ai învierii n-au fost bărbații, au fost femeile. Au fost femeile. Așa a vrut Domnul, să ridice femeia și să o binecuvinteze, să nu se simtă călcată în picioare, să se simtă că este importantă în lucrarea lui Dumnezeu. Cred că ați citit lucrul acesta sau cel puțin ați văzut, a fost și un film de televiziune pe TBN, Trinity Broadcasting Network, în 1956. Un grup de 5 misionari americani în frunte cu misionarul Elliot, el era conducătorul grupului, au fost aprobați de Uniunea Baptistă de misiune să se ducă să misioneze în junglele din Peru, la indienii Auca, așa se numesc, indienii Auca. Erau un grup de oameni sălbatici, pentru că unde nu ajunge Evanghelia, omul se sălbăticește. De dați la demonism și la tot felul de practici, una mai urâtă și mai înfricoșătoare decât cealaltă. Au dus cu ei radiouri, s-au instalat în corturi, au încercat să apropie de oameni, le-au dat mâncare, să-i câștige, să câștige încrederea, pas cu pas, pas cu pas. Dar după ce au învățat câteva cuvinte, în câteva luni și-au început să le spună ceva despre Iisus Hristos, într-o noapte, șeful tribului a luat pe toți bărbații, au tăbărât peste corturile unde erau ei și i-au măcilărit pe toți 5. Când au văzut că nu mai răspund cei care țineau legătura cu ei prin radio, că nu mai răspund la apelurile lor de la baza de unde au plecat, din Lima, au trimis niște elicoptere, au survolat zona aceea unde trebuiau să se afle ei și au văzut pe malul oceanului trupuri moarte. Au coborât niște trupe speciale și i-au găsit pe cei 5 plini de sânge, omorâți, bineînțeles. I-au luat și i-au dus în Lima să-i îngrope, decent, cel puțin. Și acum s-a făcut o ședință nouă și a zis, ce se poate face acum? Mai trimitem pe cineva, mai îndrăznește cineva să meargă sau închidem programul acesta de misiune pentru sălbaticii aceștia?
Cineva ridica în mână. Era o femeie. Era soția lui Eliot, liderul. A spus, dacă soții noștri au murit ca martiri pe câmpul Evangheliei, eu cred că datoria mea și poate și a celorlalte surori, n-am apucat să vorbesc cu ele, celelalte soții, este să mergem noi să preluăm lucrarea de unde au lăsat-o ei. Și au zis, nu se poate, voi sunteți prea plăpânte, sunteți femei. Și a spus, nu ne puteți convinge cu nimic, mergem acolo. Le-a echipat cu tot ce trebuie, un elicopter le-a dus, le-a lăsat acolo și băștinașii aceia care au omorât soții lor au fost mirați. După ce au învățat câteva cuvinte și le-a spus despre Iisus, șeful tribului le-a zis așa, dacă vreți, poruncă, toți ne pocăim, toți, începând cu mine. Dacă Dumnezeul acestor femei, a căror soți noi am omorât în numele Dumnezeului nostru, nu s-a speriat de moarte, înseamnă că Dumnezeul lor este mai mare decât Dumnezeul nostru. Și n-are rost să continuăm să slujim pe un Dumnezeu care să sperie. Trebuie să slujim pe un Dumnezeu care e puternic. Și la ora actuală nu este un membru din trib care să nu fie pocăit. Toți sunt pocăiți. Toți sunt întorși la Domnul. Am văzut un reportaj cu ei pe TBN și fiul fostului șef de trib care a procedat și a condus moartea celor care, misionarilor, spune, aveam 13 ani și m-am dus și eu cu tata să văd ce se întâmplă acolo și am asistat și am privit cum i-a măcelărit pe oamenii aceia. Mi-e rușine că strămoșii mei au făcut asemenea lucruri, dar mulțumesc Domnului Iisus Hristos pentru niște femei pline de curaj care au venit în numele Lui și ne-au adus cuvântul mântuirii. Mulțumim Lui Dumnezeu. Mesagerii pot să fie oricine. N-are Dumnezeu probleme că este o femeie care se duce și predică, că este un bărbat, că este negru, că este galben, că are școală, că n-are școală. Dumnezeu are putere. Asta este totul. Are putere. Și puterea Lui pătrunde peste puterea întunericului. Minune, mesaj, milă, mesageri, femeie din cazul de față și în acel și la rând și ultimul rând, Mântuitorul. Pentru că odată cu experiența lor, dacă citiți în celelalte evanghelii, în special pe Matei, dacă îl citiți, spune Matei, când au vrut să plece, zice, iată, a apărut Iisus Hristos înaintea lor. Și când l-au văzut, i-au prins picioarele, i s-au închinat. I-au adus omagiu, i-au adus recunoștință, închinare și glorificare pentru puterea învierii din morți. Iisus Hristos este prezent întotdeauna. Acolo unde este căutat El și acolo unde cineva are curajul să iasă din mormânt, din mormântul tradițiilor, din mormântul obiceiurilor, din mormântul păcatului, din mormântul faptelor rele și murdare, din mormântul necredinței, cine iese de acolo, are parte de mila lui Dumnezeu. Are parte de îndurarea lui Dumnezeu. Are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în această zi glorioasă de înviere, 2023, eu te întreb, mai stai în mormânt sau ieși de acolo? Cuvântul Domnului spune, ele au ieșit din mormânt. Nu se stă în mormânt. Iisus Hristos nu mai este în mormânt. Îngerii au zis, de ce căutați pe cel viu printre cei morți? Nu în mormânt îl afli. El este în biserică în dimineața aceasta. L-ați simțit astăzi aici? Cum și-a cercetat biserica? Glorie Domnului! Că este viu în vecii vecilor. De aceea, încurajarea mea în numele Domnului Iisus Hristos este deschideți inima și mintea către mila lui Dumnezeu. Este timpul în sfârșit să ieși din mormânt, să ieși din neascultarea ta, din tradițiile tale și să intri în biserica lui Hristos, să-i spui Domnului, Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de mine până acum, pentru că dacă nu era mila ta, muream în mormânt, rămâneam acolo, putrezeam.
Și când mă sculai din mormânt, că toți se vor scula din mormânt, mă sculai alături de demoni, alături de cei ce vor fi în iazul de foc și de pucioasă, mai rău decât iadul. Îți mulțumesc, Doamne, că în mila Ta m-ai trezit ca să pot să Te cunosc pe Tine ca Mântuitor și să pot împreună cu Tine să înviez și eu din morți la vremea potrivită, dar să înviez în gloria în care ești Tu. Nu mai sta în mormânt. Iisus, în mila Lui, Te iubește și așa cum L-a zis, spune-ți și lui Petru, îți pune pe nume. Pune numele Tău acolo, pentru că Iisus Hristos se ocupă de tine personal. E un Dumnezeu personal. Glorie Lui. Amin. Ne ridicăm în picioare. Se cuvine să adorăm pe acest Hristos plin de glorie și de slavă, care ne-a scos pe toți din mormântul păcatului și al fără de lege și al ignoranței și al necunoașterii și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. Ce bine este în prezența Domnului! Ce bine este să-L cunoști pe Domnul ca Mântuitor! Și ce bine-i să vezi mila Lui! Mulțumește-i Domnului în dimineața aceasta! Eu îi mulțumesc Domnului că a avut milă de mine, a avut milă de casa mea. Și dacă nu era mila Lui, eram un om pierdut. Dar mila Lui a fost mare cu mine, cum zice Apostolul Pavel. După cum mila Lui a fost mare cu tine. Încă ești în viață. Este parte din mila Lui. Haideți să-i mulțumim împreună Domnului.